Bună ziua și bine v-am regăsit din nou aici acasă, la Transilvania Policromă. Cum v-am obișnuit, deja aducem în casele dumneavoastră subiecte legate de viața minorităților naționale din Transilvania. Pentru cei care nu sunteți în fața micilor ecrane, ne puteți urmări online pe tvrplus.ro. De asemenea, materialele noastre pot fi vizionate pe canalul YouTube, dar bineînțeles, ne puteți scrie părerile și opiniile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Transilvania Policromă. Și pentru că suntem policrome, astăzi vom vorbi în limba romani, ucrainiană și germană. Vom dezbate alături de invitații noștri subiecte legate de educația tinerilor romi, vom introduce o rubrică nouă, Să învățăm limba romani. Vom asculta o nouă poveste în limba ucrainiană la rubrica Tezaur literar ucrainian. Iar în ultima parte, de la 18 la 18.30, pe TVR Cluj, pregătim o rețetă în limba germană alături de colega mea, Isabela Weibel. Și pentru că vă prometeam că o să învățăm să vorbim limba romani, nu puteam începe această ediție fără a viziona un scurt material împreună despre promotorul predării limbii romani în România, domnul profesor Gheorghe Sarău. Gheorghe Sarău s-a născut la 21 aprilie 1956 în satul Sagarcea Vale, județul Teleorma. Este un lingvist român, cercetător al limbii romani și activist pentru propășirea etniei rome din România, autor de manuale și dicționare în limba romani. A absolvit în anul 1983 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea rusă-maghiară din cadrul Universității București. Fiind student, a participat la mai multe cursuri de vară de limba, literatura și civilizația bulgară și maghiară. În afară de aceste limbi, a mai învățat ca autodidact și limbile spaniolă, romani și germană. De asemenea, cunoaște limbile engleză și franceză. Atât în timpul facultății, cât și după absolvirea acestea, a publicat studii, recenzii, traduceri și articole în reviste de specialitate. După absolvirea facultății, a lucrat ca profesor de limba rusă și traducător din limbile maghiară, bulgară și rusă în București. De la 1 iunie 1990 lucrează ca referent de specialitate, apoi inspector de specialitate în Ministerul Învățământului în cadrul Direcției de Relații Internaționale. În paralel cu activitatea de la minister, activează ca și profesor de limba rusă, iar apoi între anii 1991-1994 este profesor de limba romani. În perioada 1 mai 1991-30 aprilie 1998 este metodistul Ministerului Învățământului pentru Limba Romani. Începând din data de 1 mai 1998, lucrează consilier pentru Limba Romani și Romi la Ministerul Educației Naționale. Din anul 2006 este și formator național pe programul educațional FARE pentru Romi al Ministerului. Limba România a învățat-o autodidact, a obținut titlul de doctor în filozofie cu teza Dialectul romilor spăitori din România. A tradus mai multe lucrări de lingvistică și abecedare în limba romani. Din 1 iulie 1997 și până în decembrie 2001 a fost redactor șef adjunct și redactor șef al publicației Partidei Romilor Asul de Treflă. Este inițiatorul cursurilor de limba romani, începând cu 1 mai 1991, când ține primul curs de limba romani la Liceul Pedagogic din București. În octombrie 1992 ține primul curs universitar de limba romani, limba țigănească, din România la Facultatea de Limbi și Literature Străine a Universității din București. În 1997-1998 a înființat secția de indianistică Hindi Romani, prima promoție de 10 absolvenți, avea să se înregistreze încă din anul 2001. La 1 februarie 1999 se transferă la Universitatea București, unde ocupă prin concurs din anul 1997 postul de lector asociat de limba romani. În aprilie 2000 a fost inițiatorul și coordonatorul specializării de limba și literatura romani la Colegiul Credis, de învățământ deschis la distanță din cadrul Universității București. A organizat cursuri naționale de limba romani, precum și lecții de învățare acestei limbi la radio și televiziune, cursuri de metodică, Olimpiadă Națională de Limba Romani. În anul 2002 a obținut gradul didactic de conferențiar universitar la secția de limba și literatura romani de la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. El a pus bazele învățământului pentru romi din România, realizând primul manual de studiu al acestei limbi în școlile primare, primul curs care s-a predat la facultate, primul dicționar.
Într-o perioadă de 15 ani, de când predă limba romanii, el a format peste 600 de profesori de limba romanii, el a reorganizat gramatica limbii romanii, a realizat 7 dicționare și 15 manuale de studii, realizând studii despre cele 4 dialecte principale ale limbii romanii, cel al ursarilor, căldărarilor, spoitorilor și al romilor carpatici. Profesorul Gheorghe Sarău se bucură de o recunoaștere internațională, fiind invitat să predea această limbă în străinătate, Italia, Franța, Germania, Finlanda, alături de cei mai importanti specialiști ai limbii romanii din lume. Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Rom din România este o organizație non-guvernamentală de tineri rom de interes public înființată în luna aprilie 2014, având sediul la Cluj-Napoca. Misiunea organizației este de a promova interesele tinerilor rom din România în context național și european. În prezent, organizația are peste 300 de membri simpatizanți, colaborează cu ONG-uri, voluntari și grupuri de inițiativă din orașe, centre universitare din toată țara. Reprezintă cea mai mare rețea de tineri rom din România, fiind o sursă importantă de informații pentru tineri romi, dar și o voce comună și puternică privind situația actuală a tinerilor romi, venind în sprijinul acestora, contribuind totodată la ameliorarea imaginii negative a romilor, atât în mass media, cât și în societatea românească. Îl avem în legătură telefonică pe președintele acestei asociații, pe Ionaș Norbert, care poate să ne dea mai multe detalii cu privire la tinerii romi și la perioada în care ne aflăm în momentul de față, fapt de care aș vrea să ne spui mai multe lucruri, dat în faptul că s-au terminat examenele de bacaloreat, au fost și examenele de capacitate. Ce se întâmplă cu tinerii noștri romi? Cât de dornici sunt ei să înceapă o nouă etapă în viață, un nou drum spre facultăți? Avem locuri? Ce se întâmplă? Am mai discutat acest subiect și într-o altă ediție. Care este situația acum? Bună, Lavinia, îți mulțumesc frumos pentru invitație și felicitări pentru implicarea ta în emisiune. Da, avem un pic de probleme, să spun așa, în ceea ce privește locurile alocate în universități. Și de ce? Pentru că în momentul de față, Ministerul Educației și Cercetării, în acest an universitar 2020-2021, a alocat doar 400 de locuri. Atunci când această informație a fost publică, bineînțeles că noi ca organizație am trimis o scrisoare deschisă cu privire la ce se întâmplă de au redus așa mult locurile pentru rom, deoarece ultima dată când a fost când s-au redus sau care au fost locurile a fost în 2006. Iar în fiecare an din 2006 până în 2019 am avut 1000 de locuri, iar în anul ce urmează avem doar 400 de locuri. Bineînțeles că mesajul lor a fost destul de neclar, da? Adică au nevoie de o cercetare să facă, au nevoie de cineva care să se ocupe de nota de fundamentare în cadrul ministerului. Noi chiar am luat legătura cu cei de la minister. Ne-au promis că în săptămânile care o să urmeze o să revină în cadrul emisiunii cu niște date concrete și exacte referitoare la locurile speciale, însă sperăm să nu fie prea târziu. În ceea ce privește la licee, pot să zic că s-au înscris foarte mulți tineri.
Locurile, bineînțeles, se alocă peste numărul de locuri acordate prin planul de școlarizare, în limita 30 de elevi la clasă. Noi, bineînțeles, că pot să zic că am sprijinit tinerii prin realizarea dosarului complet și prin eliberarea recomandărilor care atestă că aceștia sunt de etnie romă. Noi am făcut o campanie, să spun așa, chiar și în comunitate, dar și foarte mult la nivel de rețele de socializare, pentru că fiind cu epidemia, noi am încercat ca să evităm contactul față în față, dar vreau să zic la Vinea că și în momentul actual și din punct de vedere al tinerilor care aplică la liceu e una destul de mare și al studenților dornici, adică a viitor studenți care își doresc în momentul de față să fie studenți. Din cunoștințele tale, ce ți-au împărtășit tinerii romi legat de examenul de bacalaureat? Cât de greu, cât de ușor au fost pentru ei, dat fiind faptul că a fost această perioadă în care ei au trebuit să învețe singuri, de acasă? Să știi că au avut emoții mari. Unii dintre tineri chiar nu prea aveau acces la internet, care a fost o problemă destul de mare pentru aceștia. Și mulți dintre ei, dacă nu aveau acces la internet, nu prea puteau să acceseze materialele prin care aceștia să învețe. Pentru că am întâlnit, de exemplu, în multe zone, precum Timișoara, Arad, Baia Mare, în care ne-au scris studenții că aceștia nu au curent electric acasă, ca ei să poată să acceseze materialele de învățământ și chiar să-și dea examenul chiar și fizic sau și online. Adică am avut câteva cazuri în care tinerii nu au putut să acceseze. Nu au fost mulți, dar pentru noi cred că e o problemă destul de gravă atunci când aceștia nu au putut să-și susțină examenele. Ce alte programe desfășoară organizația în a sprijini acești tineri, care au pornit înspre un alt drum? Vorbim de cei care au intrat în facultăți, respectiv de cei care au intrat sau vor intra în licee din toamnă. Noi avem un program în fiecare an, programul de burse Livia Plax, care acordăm un număr de 17 burse. Bineînțeles, cumva noi încercăm să sprijinim studenții și le oferim studenților câte un mentor, iar bursa noastră ce se diferențiază de alte burse e că fiecare student trebuie să-și urmeze un plan de implicare civică. Și pentru că ai amintit de acest plan de implicare civică, nu puteam să nu amintesc faptul că tu lucrezi în momentul de față în cadrul unei instituții reprezentative pentru noi, comunitatea de rom, Centrul Cultural al Romilor, da? Da, Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Cher. Sunt consilier în cadrul Departamentului de Programe, Proiecte și Acțiuni. Ce poți să ne spui despre programele pe care tu le derulezi, de activitatea pe care tu o faci acolo? Ideea că noi urmăm planul de management al directorului. În fiecare an, directorul își depune planul de management, iar noi, împreună cu directorul și împreună cu consilierii care suntem în Centrul Național de Cultură, implementăm diferite activități culturale, atât în București cât și în alte județe. În momentul de față, noi avem, dacă tot vorbim de tineri, copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani, în care aceștia se filmează și trimit un material video către centru și centru îi promovează atât pe Facebook cât și pe diferite evenimente culturale la care noi participăm. Pot să fie și vocaliști și pot să fie copii și instrumentiști. În afară de aceste lucruri minunate de care tu ne amintești, trebuie să menționăm faptul că împreună cu alți tineri romi din toată țara, Centrul Cultural al Romilor Romano-Cher a organizat și un ghid de conversații prin care învățăm limba romanii, învățăm formule de salut, învățăm să ne comportăm în societate și ca să nu pierdem și să nu pierdem valorile noastre, limba romanii de acasă, prin intermediul acestor mini-ghiduri, da, putem învăța măcar câteva lucruri esențiale dacă nu suntem vorbitori nativi de limba romanii. Care ar fi mesajul tău foarte pe scurt?
Mesajul meu ar fi ca să ne păstrăm identitatea, să ne asumăm și identitatea și, bineînțeles, să promovăm cultura noastră. Mulțumesc, Norbi, iar în continuare, stimați telespectatori, supun atenției dumneavoastră un scurt material, forme de salut în limba romani. Haideți să învățăm! La Fioghes. Hai mișoara Kentman Romale. Kentman Palman. Muroana Sionut. Hai mei sumi Mădălină. Romani Pen. Ne sunt Rom. Tu s-o care sarsan. Mișto sunt aici de plescă. Sel. Ție pari expoziția Andară Constantin Brâncuș. Ket Hani Pen. Mișto Adriana Mendeni Companie. Hali Pen. Ceea ce este jasco misterios clarimasco. Hastra Bipe. Carno, calo, lolo, zeleno, sastiarno. Tu dezmovast. Canatama, acanatrobul. Pașe, mande. Amalu, dates, bachtali. Dez duma romanes? Ei, dau duma romanes. Bachtali masche alava. La șoghes, me bușau Mădălina Panaitescu. Hai aghes, aștezi ca as le bachtali masche alave. La și de tehara. La șo, ghes. La și, rat. Mișto araclem tut. Mișto avilan. Te aves bachtalo. De aves bachtali. Drom la șo. Miștimasa. Jea de vlesa. Aș de vlesa. Au de vlesa. Dicasamen. Va chiarimata andi romani șib. Tavem bachtale. Muroanav sionuț. Hai mei sâmi Mădălina. Hai abges. Camas te pinjarasamen mai mișto. Dez duma romanes? Ei, dau duma romanes. Catar sam? Me sunt catar oiașu. Șucar. Șungheu nu taro foru cadava. Da știți, te penes mage sobu chicheres? Ei, da știu de pe noapte că me sunt jurnalista, cărau buchica ai televizia. But șucar, but șucar. Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună a obținut personalitate juridică la data de 24 septembrie 1999. De atunci și până în prezent a derulat o sumedenie de proiecte. Misiunea agenției fiind păstrarea și afirmarea personalității romilor prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și implementare a politicilor sociale în folosul romilor. Gelu Duminică, director executiv al Fundației Agenției de Dezvoltare Comunitară împreună, a rămas alături de organizație de la începuturi și până în prezent. Profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială București o să ne poată da mai multe informații relevante despre educația tinerilor rom, mai ales acum când s-au finalizat examenele de capacitate și bacalaureat, iar tinerii rom se îndreaptă spre un nou drum în viață. Bună, Gelu, îți mulțumim că din nou ești alături de noi pentru a ne împărtăși mai multe lucruri despre situația tinerilor rom de astăzi. Salut, Mona, bine v-am găsit. Ce poți să ne spui despre aceste locuri speciale în universități? Într-una se tot discută, se tot vorbește, anul ăsta am avut locuri, n-am avut locuri. De fapt, sunt tineri romi dornici să ocupe aceste locuri? Am avut mai multe cereri decât locurile care au fost acordate. Ce se întâmplă cu tinerii care n-au avut această șansă să obțină un astfel de loc? Hai să o luăm pe rând. Da, sunt tinerii dornici să meargă la universitate? Răspunsul este da, cei care finalizează liceul. Sunt destul de puțini cei care finalizează liceul comparativ cu media națională, pentru simplu motiv că de obicei comunitățile astea compacte primesc orice, dar nu educație. Școala care deservește acolo comunitatea este
foarte slabă din punct de vedere calitativ. Și aici o spune sociologul, cel care a studiat subiectul, în baza unui raport, îl și citesc, se numește O școală pentru toți, realizat pentru UNICEF, în care am demonstrat, fără putință de tăgată, că în momentul în care numărul de romi crește într-o școală, atunci calitatea oferită de calitatea educației oferită de instituția școlară este din ce în ce mai slabă. Cu alte cuvinte, școlile în care sunt un număr semnificativ de romi beneficiază de profesori foarte slab instruiți în mai mare măsură decât celelalte, nu beneficiază de biblioteci, nu beneficiază de laboratoare, nu beneficiază de terenuri de sport, nu beneficiază de activități extracurriculare și așa mai departe, în mult mai mare măsură decât celelalte unități școlare. Repet, cu cât numărul de romi crește într-o școală, cu atâta calitatea școlii respective scade. Acest lucru aduce, coroborat și cu celelalte elemente, aduce un număr foarte mic de copii romi care finalizează învățământul liceal, comparativ cu media națională. Și atunci logică și numărul studenților este mult mai mic. Însă, mulți dintre cei care finalizează învățământul liceal, mulți dintre ei optează să se ducă și către învățământul terțiar. Acum, în învățământul terțiar, ei au posibilitatea de a alege între a se duce pe locurile de măsură afirmativă, locurile astea speciale pentru cum sunt ele numite, sau a se duce pentru locurile pentru toată lumea. Marea majoritate a romilor optează să se ducă în locurile pentru toată lumea, pentru simplu motiv că, în mintea lor, stigma socială este foarte mare. Și atunci le este teamă ca eticheta asta de țigan să nu îi însoțească în viața universitară și după aceea inclusiv să nu le scrie pe diplomă apartenența etnică și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, trebuie să ținem cont că quasi majoritatea elevilor care termină liceul nu provin din cele mai vulnerabile comunități, ci provin din ceea ce se numește middle class, da? O clasă de mijloc a romilor, care ea însăși este învățată în timpul școlii că, mami, sunteți țigani, dar nu sunteți ca ceilalți. Și mulți dintre ei sunt obișnuiți să fugă de identitate chiar din timpul școlii, din timpul învățământului primar, însă, secundar. Observăm că în ultimii ani tot mai mulți tineri romi îmbrățișează, nu știu neapărat, această mentalitate, această gândire de a nu-și asuma identitatea, de a le fi rușine să fie ei. Ei, aici te contrazic un pic. Sentimentul meu este că din ce în ce mai mulți îmbrățișează chestia asta, da? Pentru simplu motiv că au început să aibă parte și de cu totul și cu totul alte elemente și alte modele. Și da, și plus societatea pare relativ mai deschisă în a susține astfel de asumări identitare. Însă în ceea ce privește măsurile afirmative, nu se ocupă locurile, nu s-au ocupat niciodată toate locurile care au fost alocate, da? Și până anul ăsta au fost undeva aproape de 1000, da? În toate centrele universitare din România. Anul ăsta avem la 400. O treime, da, la o treime, da, vreo 400. Motivația oficială a ministerului este că, domnule, nu s-au ocupat locurile. Motivația neoficială este 1. E foarte ușor să pierzi un drept într-o perioadă de criză, da? Și uite că un lucru bun pentru o altă categorie a generat un lucru prost pentru un lucru rău pentru minoritatea romilor. Respectiv, universitățile au deschis măsuri afirmative și pentru alte categorii și aveau nevoie de locuri și le-au găsit de la romi, că nu le bugetase înainte. Și respectiv pentru persoane cu dizabilități și mediul rural. Ceea ce e un lucru bun, însă ai luat de la ceilalți, ceea ce e un lucru rău, da? Pentru că, uite, România n-a găsit bani pentru așa ceva, a găsit bani pentru mulțime de alte lucruri, dar pentru lucrul ăsta nu l-a găsit. Însă putem spune, parte, da, te rog. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, criza de leadership pe care societatea civilă și societatea politică romă o are, știți, în momentul în care nu e cineva care să te apere, uite că ceilalți reușesc să-și pună agenda. Aici întrebarea este ce au făcut cei care reprezintă politic, efectiv politic, ce au făcut cei care reprezintă politic minoritatea romilor. Eu nu reprezint politic, eu reprezint nici măcar nu am asumat rolul ăsta, însă eu sunt activ pe zona de drepturi civice.
Ce se întâmplă, Gelu, în situația în care nu se deschid școlile în toamnă? Ce facem cu acești, nu neapărat cu cei care sunt în universități, că deja ei deja sunt formați într-o oarecare măsură. Mă refer la cei mici, la clasele mici. Puțin probabil să nu se deschidă sub o formă sau alta școlile. Poate se vor deschide într-un format tot online, cum a fost și finalizat acest an școlar. Fac parte din Comisia Ministerului Educației și Comisia realizată la Guvern sub coordonarea viceprim-ministrului pe cum se deschide anul școlar. Deci foarte puțin probabil să nu se deschidă. Deci o veste bună. Și pentru că suntem foarte aproape de final, care ar fi mesajul pe care tu ai dori să-l transmiți acestor tineri care au pășit deja înspre universități? Să creadă în ei, da? Și să creadă în potențialul lor și să se uite în oglindă și să-și dea seama că indiferent ce vor spune despre ei înșiși, oglinda nu-i minte. Și că poate să spune că sunt suedezi, poate să spune că sunt norvegieni, însă oglinda nu o să-i mintă. Însă, în principal, e să creadă în ei. Nu trebuie neapărat să acceseze locurile pe măsură afirmativă, nu trebuie să lucreze în ONG-uri, nu trebuie să facă nimic pentru alții, trebuie să facă pentru ei. Pentru că în momentul în care vor face pentru ei și vor ajunge cineva, vor reuși să schimbe în jurul lor mai multe percepții decât orice alt activist. Așa că să creadă în ei și să devină cât mai bun posibil. Mulțumesc, Gelu. A fost Gelu Duminică, președintele executiv al Agenției Naționale Împreună și, așa cum a fost mesajul pe care el l-a transmis, să creadă în ei, să creadă în ei, este și povestea lui Ilie. Un filmuleț realizat chiar de cei de la Agenția Împreună. Haideți să-l urmărim împreună. Eu vreau să aflu astăzi de la voi cam ce ați vrea voi să fiți când veți fi mari. Ilie, tu ce vrei să te faci? Vreau să fac actor. Actor? Nu, dansator, actor, avocat, de ce Ilie? Că îmi place să joc în filme. Îți place să te uiți la filme? Da. Ce crezi tu? E ușor să ajungi actor, Ilie? Nu. De ce nu e ușor cu mine? Păi trebuie să înveți carte. În afară de faptul că trebuie să învățăm carte, că da, trebuie să avem. Ce crezi tu că? Ce? Aveți meserie. Unde vezi meseria asta? Trebuie să facem facultate. Păi, de, Ilie, fac asta un pic pe gânduri. De ce crezi tu că ai avea probleme în a ajunge actor? Trebuie să merg la facultate, să înveți multe carte ca să fii actor. Părinții tăi au urmat o facultate? Nu. Și le-ar plăcea să te facă actor? Sigur că da. Sigur că da. Le-ai spus că vrei să fii actor? Da. Da? Și? A spus că e de acord. Sunt de acord. O, ce frumos. Cât de des te gândești, Ilie, că vrei să fii actor? De multe ori. De multe ori? Da. Ce înseamnă de multe ori? Păi stai cu gândul la el. Mereu? Da. Te gândești că vrei să fii actor? Da. Serios? Serios. Ți se întâmplă și la școală așa să stai să zici, doamne, mi-ar plăcea să joc rolul nu știu care? Da. Mă uit la filme și parcă mă văd în film. Te vezi în filme? Da. Ce frumos! Ce personaj, ce vrei să faci tu într-un film? Uite, dacă noi astăzi începem să filmăm un film, ce ți-ar plăcea să fii? Rolul principal. Vă doresc să vă urmați visul, să nu vă lăsați, să luptați și categoric veți ajunge acolo sus. Sunteți liberi, ne întâlnim ora următoare. Ilie, te rog să vii puțin până la mine. Vreau să-ți arăt un filmuleț care cred că o să-ți placă și o să te și ajute să-ți urmezi visul tău. Da? Da. Hai să vedem. Thank you.
muncit și ai oftat, numai tu m-ai ridicat, măi tată. Tatăl meu ne-a ajutorat, mult ai muncit și ai oftat, numai tu m-ai ridicat, măi tată. Ai făcut din noapte zi și ne-ai făcut bucurii, atunci când eram copii, măi tată. Am crescut-o de la 11 luni, mă mândresc cu ea, pentru că întotdeauna a încercat să fie prima. În clasele 1-4 am avut premiul întâi, iar în clasele 5-8 premiile au fost diferite. În clasa 5 am avut premiul 2, în a 6-a premiul 3, în a 7-a premiul 1, iar în a 8-a premiul 2. Școala generală am făcut-o la Frumușița, iar de acasă până la școală făceam aproximativ 10 minute. Pe când acum, când sunt la liceu, mă trezesc la 5, plec la 6 și 5 din casă, plec cu trenul la 6:20, iar ajung în gară la 7 și un sfert. Din gară iau autobuzul către liceu și ajung la școală la 8 fără 5. De la 4 când ajung acasă, mă recreez o oră, apoi încep să îmi fac temele și să învăț. Până seara, da. Prea mult timp în cursul săptămânii nu am să ajut. Nu am un serviciu de 5 ani și muncesc cu ziua. Am venit de 470, aproximativ 480, din care ne descurcăm cum putem. 390 fiind pensia lui mama, 390 de lei, 42 de lei alocația copilului, plus 50 de lei alocație complementară pe care o acordă statul, fiind o familie monoparentală. Zilele de 8 martie au fost niște momente mai speciale, când se făceau serbări, iar toate momicile veneau. La mine venea bunica. Acum vreo 6-7 ani, de 8 martie, mă uitam la televizor și erau niște cântece pentru mamă sau ceva în genul, iar eu stăteam în casă pe pat și am început să plâng. A fost un sentiment oarecum greu. L-am încurajat-o în felul următor și i-am dat exemplul meu. Ca părinte, am zis, tată, eu n-am făcut decât 8 clase, da? Dacă aveam și eu pe cineva să mă susțină și să mă ajute să fac un liceu, probabil aveam acum 12 clase, eram văzut altfel în societate și poate aveam și eu un loc de muncă. Prietenii, rudele, vecinii mei nu au vise atât de mărețe. Sunt unii copii care nu îndrăznesc să viseze la ceva mai bine pentru că așa au fost sfătuiți de părinți. Tu ai fost cu 4-5 clase, 6-8, dacă tu nu-i dai copilului tău cu o treaptă mai sus, copilul nu să zic, știi ce a spus, ce a făcut tata, pot să fac și eu, sau ce a făcut mama, pot să fac și eu. Mă mărit sau mă căsătoresc și, știți, stau acasă și mă duce soțul bani. Este o crimă, pentru că un copil la 10-12 ani nu știe nici cum se cheamă mămăliga în ceaun. Inițial am vrut să devin profesoară. Acum m-am hotărât și vreau să mă fac, să devin avocat. Ce m-ar bucura pe mine ar fi să ajungă să fac avocat. Deci, sincer, am avut momente când am vrut să renunț, să o scot de la liceu. Mulțumesc lui mama și mulțumesc celui de sus că m-a încurajat și mi-a zis din ce puțin avem, mâncăm noi mai puțin, dar lasă-o să-și facă liceu. În primele zile s-a dus cu un leu, 2 lei la de covrigi, 2 covrigi, 2 lei, 2 covrigi și cu asta basta. Viața mea școlară nu s-a bazat pe resursele financiare, ci cea mai mare parte s-a bazat pe sentimente, pe înțelegerea din familie, înțelegerea pe care am avut-o din partea tatălui și a bunicii. Da, au fost și zile când eu n-am mâncat și ea, pentru pachetul ei și pentru binele ei, poate eu am plecat pe drum, mi-am văzut de treaba mea sau am intrat și am plâns, am zis că nu mi-e foame. Ai făcut din noapte zi și ne-ai făcut cu Doamna profesor,
putem să le arătăm filmulețul ăsta și părinților mei? Sigur, poate să vină mama la școală și va vedea și dumneavoastră filmulețul. Da. Drumul până aici chiar a fost destul de greu, pentru că nu am avut mereu toate posibilitățile. Sincer, n-am făcut niciodată meditații, fiindcă n-am avut cum. Tot ce singurii care mă ajutau erau mama și unchiul meu. Și unchii, mă rog. Și au terminat de asemenea facultatea și mă sprijineau foarte des și mă motivau în față, vei ajunge departe. Tu trebuie să-ți țintești mai sus decât noi. Și asta m-a motivat cu adevărat. Consider că este ceva în mod special la faptul că învață. Mă gândesc doar că este unul dintre noi, unul dintre copiii conștienți care vor să facă într-adevăr ceva în viață și faptul că etnia lui este romă nu ar trebui să-l împiedice, prin urmare nu-l împiedică. Ne știm de 11 sau 12 ani, eram vecini de bloc și ne înțelegem foarte bine. Ne mai întâlneam pe la olimpiade de matematică în special și un an am fost surprins că ne-am întâlnit și eram chiar în aceeași clasă. La același liceu. Cred că sunt o mamă fericită din punctul acesta de vedere, fiindcă eu am fost mândră tot timpul cu ei. Deci toată lumea, vreau să spun, începând de la profesori și până la vecini, mi-au lăudat. Sunt destul de apreciabile, adică avem aproape aceeași medie, peste 9 în fiecare an. În fiecare an am luat bursă. Știu că nu stă foarte bine din punct de vedere financiar, dar totuși învață ca și cum asta n-ar conta. Adică nu contează pentru el asta. El vrea să are un țel de atins și nu se oprește în cauza unor obstacole. El vrea să devină designer web sau o chestie de genul ăsta. Și eu și Florin suntem pasionați de artă, fotografie și design și tot ce ține de lucrurile astea. A reușit să câștige până acum, cred că două sau un concurs internațional. Este un proiect sponsorizat de Fondul Social European, anul trecut mai exact. Am luat premiul 3 pentru un afiș făcut de mine. Nu m-am dus în Italia, premiul 1 era pentru Italia și am fost foarte supărat și am spus că anul ăsta o să fac cumva să plec. Și am luat până la urmă locul 1, câștigat o excursie în Polonia și prin excursia asta nu e o excursie în sine, e pentru a cunoaște ceilalți elevi din alte țări, fiindcă proiectul include 10 țări, dacă nu mă înșel. Există de asemenea categoria de romi invizibili, care nu se afirmă. Rămân pur și simplu în spate. Ei sunt unii care chiar învață. Până acum ceva timp și eu am fost, să fiu sincer. Dar rămân în spate, sub cortină, să mă exprim. Și nu se afirmă, nu ies în față, să motiveze și pe ceilalți. De ce oară? Pentru că se tem de stereotipuri. M-am înscris și la Partida Romilor, la un proiect, se numește Rom Media Film. Și la fel, discutăm probleme despre romi, despre comunitățile defavorizate, încercăm să aducem soluții pentru asta și la vară, din cei 60 de elevi sau, mă rog, studenți, participanți din toată țara, se vor alege 12 cei mai activi. Și încerc din toate răsputerile să fiu cât mai activ pentru a avea și această posibilitate de a pleca în Germania. E important să accepți, e important să-ți dorești să te placă toată lumea sau este important să știi că ai acolo doi prieteni pe care te poți baza, indiferent de ce cred alții despre tine. Și ăsta este un lucru pe care îl apreciez la el. Faptul că dacă atunci când unii pun piedică, el se ridică și știe că ne are lângă el. Thank you.
Familie totul a fost invers. Noi am fost învățate să fim ceva mai mult decât chiar și bărbatul în casă, să ne depășim condiția de femeie, de cratiță. Ea a vrut să fim capabile, să fim independente și în orice moment să putem să ne luăm viața în piept ca femei și chiar să avem bani să plătim pe cineva în casă, să ne facă mâncare dacă noi suntem prea ocupate. O femeie trebuie să învețe, să fie educată. Ea va fi respectată la fel ca un bărbat, chiar poate și mai mult ca un bărbat, doar dacă este educată. Ea nu că va fi respectată doar de societate și în mediul în care va trăi, ci va ajunge să se respecte și ea pe sine. Prima mea zi de școală a fost cu picioarele goale, desculță, prin oroi. Și ghiozdan mi-a fost... plâng și nu e bine. Și în loc de ghiozdan, eu am avut o față de pernă legată cu o coardă după gât. Toți copiii aveau pantofiori noi, fetițele aveau șosetuțe albe, pantofiori de lac, negri, cu cordiță într-o parte. Uniformele erau tare să le spargi, parcă, din cauza apretului și a călcării. Și eu aveam o roche roșie, creață, scurtă, cred că și pătată. Deși mama mea provenind dintr-o familie de 10 copii, unde mediul în care a trăit era un mediu nefavorabil educației, ea ne-a insuflat nouă puterea de a învăța și la o vârstă foarte înaintată, aproximativ 50 de ani, a absolvit o facultate din București, a luat licența cu 10. Deci tata ne spunea învățați. Și a fost foarte greu. Bărbatul meu a plecat. Am putut să mă duc doar la servici și copii. Aveam 40 ceva de ani, începusem să cărunțesc și mergeam la școală. Deci eu am terminat liceul când aveam 7 copii. Copii care erau trimiși la școală. În general, nu a fost o perioadă care să mă motiveze în a merge mai departe. La un moment dat a lipsit un penar cu pixuri. Chiar dacă mă știam nevinovată, m-am simțit cumva vinovată doar pentru că sunt de etnie romă. Au fost multe lucruri care n-ar fi putut da înapoi. A fost un concurs de pictură și am luat premiul întâi pe țară și la școală au venit părinții din asta, deși în jurul școlii un premiu. Și toți părinții au ales desenul meu și doamna învățătoare l-a luat pe tablă și l-a aruncat și a spus că acest desen nu putem să-i acordăm un premiu. La oră ne trecea notele pe caiet și am fost prima care termina o problemă foarte grea. Și în loc să-mi pună foarte bine pe caiet, pentru că la un cumul de foarte bine îți dădea nota finală, mi-a luat caietul și l-a aruncat. Și... au spus ceva de genul... că romii n-au drept. Că n-ar trebui să avem pretenții să ne ridicăm. Să te duci la școală înseamnă să lupți, să arăți că existi și este un drept al tău. Trebuie să-i obligi pe ceilalți să recunoască acest drept. De când am fost mică, am vrut să fiu la catedră. Și am vrut să arăt milă, înțelegere la toți copiii de acum aveam vârsta de mamă. Înțelegeam orice copil, nu mai era țigan român. Vreau copiii țigani să învețe, să iasă din starea de săraci, defăimați, jigniți, umiliți, sărăcie materială, să fie tot ce înseamnă rău. Să se depășească pe ei, să fie o lumină,
să se vadă că țiganii pot. Am vrut să dau la pedagogie ca profesorii care nu m-au susținut să observe că, și să înțeleagă că eu, un copil de etnie romă, ajuns la nivel cu ei și chiar poate să depășească. Și după mi-am dat seama și mi-am adus aminte că mama m-a învățat că nu este cea mai bună armă ca să lupt împotriva lor, ci să lupt cu mine. Și m-am înscris la două facultăți, la comunicare și relații publice și la psihologie. Nu puteam să fac față în paralel la zi cu ambele facultăți. Am renunțat la comunicare și relații publice, am rămas la psihologie. Să mă scarte, să fiu bine, să fiu fericit în lume. Să fiu fericit în lume, lume vai, mamă. Eu și dacă voi muri, în urma mea, vor rămâne 7 care au moștenit dorința de a învăța. Dovadă că am toți copiii, până în momentul de față, toți, cu un examen de BAC. Eveniment online inițiat de Uniunea Ucrainienilor din România, Organizația Județeană Cluj și Clubul Copiilor Ucrainieni, care funcționează în cadrul filialei, se transformă datorită unui parteneriat media cu TVR Cluj într-o rubrică a emisiunii noastre Transilvania Policromă, Tezaur Literar Ucrainian. În cele ce urmează o să urmărim povestea lui, o nouă poveste, Batista lui Dimitric. Cine este acest băiețel? Vom urmări în materialul care urmează, așa că așezați-vă comod în fața micilor ecrane. Dar nu înainte de a vă da întâlnire săptămâna viitoare, începând de la aceeași oră. Lavinia Dan Doci sunt și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Добрий день, дорогі діти! Сьогодні знову з вами я, Людмила Дорош, та ваша, сподіваюся, вже улюблена літературна скарбничка. Сьогодні прочитаємо разом з вами одну із казочок книжечки Василя Кукульняка
joftonose. Сьогодні, мої дорогі, прочитаємо оповідання Дмитрикова «Хустинка». В ньому ви дізнаєтеся про хлопчика Дмитрика та його чистоплотність. Ви дізнаєтеся, чому важливо дотримуватися чистоти. Сідайте зручненько, почнемо читати. Дмитрик уже першокласник. Якось літнього дня він прийшов до школи, а вчителька сказала: «Дорогі дітки, прошу всіх показати свої носові хустинки». Учні швиденько витягнули хто з кишені, а хто із сумок різнобарвні хустинки. Тільки Дмитрик довго шукав свою по кишенях, нарешті повивертав її геть, аж на підлогу посипались різні камінці, обгортки від цукерок, коліщатки і бляшки. А потім випала зіжмакана в грудку брудна ганчірочка. То була носова хустинка. Грудка покотилась попід партами. «Дивіться, дивіться!» – сказала одна з дівчаток. Хустинка нагнівалася на Дмитрика і втекла від нього. Вчителька важко зітхнула і зауважила: «Погано живеться твоєму носовичкові в кишені серед сміття, тому він і втікає. І тобі теж від цього погано, бо хто ж нечистою хустинкою витирає носа? І рота не можна брудною хустинкою прикривати», – доповнила Наталка. «А навіщо його прикривати?» – здивовано запитав хлопчик. «Тому що коли хворієш, кашляєш і чихаєш, у тебе з рота вилітає багато невидимих мікробів. Якщо не перекрити їм шлях, вони розлетяться по всьому класу чи по кімнаті, передадуться іншим діткам, і вони також занедужають. Тому й потрібна чиста хустинка», – сказала вчителька. «Але ж я кашляю, проте ніяких мікробів не бачу», – зауважив Дмитрик. «Ти їх не бачиш, бо вони дуже маленькі. Їх можна розрізнити тільки під мікроскопом. Зараз я вам покажу їх на малюнку». Вчителька розгорнула плакат. На ньому був зображений чоловік, який кашляв. Із його рота вилітали тисячі маленьких мікробів. Дмитрик уважно подивився на малюнок, а відтак підійшов ближче, торкнувся пальчиком і сказав: «А вони не живі!» «А ти хочеш побачити живих?» «Хотів би». «Тоді на перерві усі підемо до шкільної лабораторії і з допомогою мікроскопа побачимо живих мікробів». Страшно стало Дмитрику, коли він дивився в мікроскоп на злих і неприємних мікробів. Прийшовши додому, він сам виправ хустинку. І відтоді у нього завжди був чистий, охайний носовичок. А у тебе є при собі носова хустинка? Сподіваюсь, дітки, що прослухавши це оповідання, ви трошки замислилися і відтепер будете охайними, чистими, будете дотримуватися чистоти і, можливо, навіть допомагати мамі і бабусі прибирати в кімнаті.